se diversifică paleta și de ce în ce sunt mai credibile. Adică dacă înainte suna și vorbea și într-o limbă mai stricată sau nu știu cum, ți trezeau suspiciune. Dar acum, emoții. Da. Acum, din moment ce au ajuns să cloneze și niște numere de telefon al unor instituții, iar tu verifici pe internet, îți iei niște măsuri până să suni la poliție, te interesezi și tu și verifici numărul respectiv și ți-l apare al unei instituții, îți creează automat convingerea chiar că e o problemă. Din moment ce apare, verifici pe internet numărul cu tare, mi-apare al poliției, nu? Și automat zici, bă, chiar o fi o problemă, ia să fac ce spune omul ăla. Sunt care vin și săptămânal, dar se adună. Deja am depășit 100 și ceva de infracțiuni numai de la începutul anului. Pe diferite domenii, că vorbim de aceste înșelăciuni cu credite, că vorbim de investiții la bursă sau nu știu ce acțiuni. Paleta e din ce în ce mai diversificată.